Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, nu este pentru nimeni o noutate faptul că în lumea aceasta trecem prin tot felul de experiențe, iar cele mai multe dintre ele aduc durere și amărăciune. Pot dispărea atunci când în viața noastră intervine Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Cam acest lucru s-a petrecut și cu familia băiatului vindecat de Domnul Isus atunci când cobora de pe muntele schimbării la față. Cred că ne putem închipui durerea și amărăciunea din inimile acestor oameni. Nu cred că putem intui însă dimensiunea acestora. Îmi place să spun că cine nu trece printr-o anumită experiență, mai ales când aceasta implică suferință, nu poate înțelege pe deplin profunzimea acesteia. În orice caz, în inima acestor oameni era mare amărăciune cauzată de boala băiatului lor. În momentul în care se întâlnesc cu Domnul Isus, atinseseră, cred eu, culmea dispărărilor. Pot să-mi imaginez că acești oameni au umblat pe la tot felul de medici cu speranța că vor găsi vindecarea pentru copilul lor. Negăsind-o, se îndreaptă cu anumite speranțe către ucenicii Domnului Isus. Au ei că aceștia aveau puterea de a alunga demonii, de a face vindecări, ceea ce era adevărat. Dar aici dezamăgire. Ucenicii sunt neputincioși. Nu este de mirare că Matei redă disperarea din cuvintele tatălui, Doamne, ajută-ne credinței mele! Dar o încurajare pentru noi este că Domnul Isus are nu doar puterea, ci și voința de a veni în întâmpinarea suferințelor și problemelor noastre, ori de câte ori este nevoie. El a făcut-o și în acest caz și o va face ori de câte ori este nevoie. Lucrul acesta trebuie să fie pentru noi o încurajare și un îndemn pentru a ne apropia mai mult de Domnul nostru. Aceasta a fost ceea ce am învățat data trecută în călătoria noastră prin paginile Evangheliei după Luca. Astăzi reluăm această călătorie în același capitol, acolo unde Domnul Isus, după ce îl vindecă pe băiat, se îndreaptă către Ierusalim. Dar să vedem ce se petrece în această lungă călătorie. Voi ascultați bine ce vă spun, începe versetul 44. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă, și se temeau să le întrebe în privința aceasta. Ei nu au înțeles prea bine ce însemna această înviere din morți. Domnul vorbește despre propria sa moarte pentru ei, așa că noi ne gândim că ei ar fi trebuit cel puțin să întrebe despre ce este vorba. Dar ascultați ce gânduri îi preocupau pe ei. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Noi ne-am închipui că, după schimbarea la față, ucenicii ar fi trebuit să fie zmeriți și ascultători de voia lui. Din potrivă, ei au devenit ambițioși. Se gândeau la cunună, ignorând crucea. Ucenicii doreau slava de șartă. Acesta a fost blestemul ucenicilor lui Isus din ziua aceea până în prezent. Este unul din blestemele bisericii. În epistola sa către Galaten, Pavel a scris, Să nu umblăm după o slavă de șartă, ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis, Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Foarte frumoasă lecție, foarte important principiul. Sunt convins de faptul că cei mai mari sfinți sunt necunoscuții din bisericile noastre care îl slujesc în tăcere și cu credincioșie pe Domnul Isus Hristos. Ioan a luat cuvântul și a zis, Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând dracii în numele tău și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Isus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli, care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit, dar ei nu l-au primit, pentru că Isus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Observați, vă rog, faptul că samaritenii îl resping pe Domnul Isus. Noi ne gândim la bunul samaritean datorită pildei, dar adevărul este că samaritenii nu erau cu nimic mai bun decât iudeii. Și unii și alții l-au respins pe Isus. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Ioan este considerat adesea ca fiind un apostol foarte blând, dar iată că aici el este cuprins de furie. Este atât de înfocat în mânia lui încât ar vrea să coboare foc din cer și să mistuie un întreg sat. Isus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască, și au plecat într-un alt sat. Dragii mei, orice duh sectar este mustrat de Domnul Isus. Și este o mustrare tăioasă: Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Cu altă ocazie, el spune: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ioana a înțeles cu totul greșit scopul venirii lui Hristos pe pământ. Dar, acum urmează o secțiune în care ne sunt prezentate standardele pentru ucenicie. Astfel, ne sunt înfățișați trei candidați care vor să devină ucenici ai Domnului Isus. Observați că aici nu este vorba despre calea spre mântuire. Nu este pusă întrebarea, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Aici este vorba despre ce condiții trebuie să îndeplinească un ucenic al lui Hristos. Primul candidat este un tânăr impulsiv și nerăbdător. Pe când erau ei pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Isus a răspuns, Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde și odihni capul. Răspunsul Domnului Iisus a revelat propria lui sărăcie din timpul vieții pe pământ. Gândiți-vă că atunci când Domnul Iisus călătorea împreună cu ucenicii lui, grupul lor nu era găzduit într-un hotel de lux. Sărăcia era o parte a blestemului pe care Domnul Iisus a trebuit să-l poarte venind în trup pe pământ. La urmat acest tânăr pe Domnul nostru, nu ni se spune, îmi place să cred că da, Altul i-a zis, vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrope tatăl meu. Dar Isus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de împărăția lui Dumnezeu. Următorul candidat luase hotărârea de a-l urma pe Domnul Isus, dar dorea să-și îngroape tatăl mai întâi. Acest verset este interpretat greșit de foarte mulți. Domnul Isus nu interzicea acestui băiat să participe la mormântarea tatălui său. Mai degrabă, băiatul spune că trebuie să aibă grijă de tatăl său până când acesta va muri și abia după ce el nu va mai fi, va putea să îl urmeze pe Isus. Când este vorba de ucenicie, afecțiunea umană trebuie să fie pe locul 2, după respectarea voii lui Dumnezeu. Când apare un conflict între afecțiunea umană și Hristos, el cere să aibă întâietatea. Dar este adevărat că nu este nevoia ca afecțiunea umană și voia lui Dumnezeu să fie întotdeauna în conflict. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Isus a răspuns, Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Acest al treilea candidat dorea să-și ia concediu pentru a le spune rămas bun celor dragi. Inima lui era împărțită, astfel că îi dăruia lui Hristos numai o jumătate din inima sa. Acest om voia să fie ucenicul lui Isus, dar fără să facă niciun sacrificiu. Nu era pătruns deloc de importanța misiunii sale. Amintiți-vă că Domnul Iisus se afla chiar atunci pe drumul către cruce. El se îndrepta foarte hotărât spre Ierusalim, cu toată inima. Dragi prieteni, costul uceniciei este foarte mare. Este nevoie să dăm tot ce avem. Este nevoie să ne dăm pe noi înșine. Apostolul Pavel a scris, Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă -me spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Dar... Mergem mai departe și continuăm călătoria noastră în următorul capitol, capitolul 10, pentru a înțelege mai bine care este motivul deplasării Domnului Isus către Ierusalim. În acest capitol găsim bine cunoscuta pilda bunului samaritian. Capitolul începe cu trimiterea celor 70 de ucenici și, legat de aceasta, Domnul Iisus pronunță judecata asupra cetăților Horazin, Betsaida și Caupernaum. Apoi urmează pilda bunului samaritean. Capitolul se încheie cu Isus în casa Mariei și a Martei cam aceasta este ceea ce cuprinde acest capitol. Dar să ne concentrăm mai întâi atenția asupra trimiterii celor 70 de ucenici. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul său. Domnul i-a trimis pe cei șaptezeci de ucenici cu sarcina de a pregăti calea pentru lucrarea sa. Numai Luca ne spune acest lucru. Lucrarea vrea să dureze o perioadă limitată de timp, iar slujba lor era temporară în timp ce Isus călătorea spre Ierusalim. Auzim adesea vorbindu-se despre rugăciune adresată domnului secerișului să scoată lucrător la secerișul său. Adică, Domnul se uită la ce se întâmplă în lume care este coaptă și gata de secerat. Și treaba noastră este să strângem recolta. Poate că vă surprinde acest lucru, dar eu nu cred că treaba mea este să recoltez. Treaba mea este mai degrabă să arunc sămânța. De cazul grad, vreodată la câmp, știți că este o mare diferență între aruncarea seminței și recoltarea ei atunci când planta a ajuns la maturitate. Dar acum poate vă spune cineva. Dar Domnul a spus că secerișul este mare și lucrătorii sunt puțini. Trebuie să ne amintim unde era Isus când a făcut această afirmație. El era de cealaltă parte a crucii în acel moment și se apropia sfârșitul unei epoci. La sfârșitul fiecărei epoci vine o judecată. Judecata care încheie o epocă este un seceriș, iar epoca însăși este pentru aruncarea seminței. Cred că noi aruncăm sămânța astăzi și la sfârșitul acestei epoci va veni secerișul. În pilda cu neghina și grâul, Domnul Iisus spune, Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, Smulgeți întâi neghina și legați un znopi, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Sarcina mea, cred eu, este să arunc sămânța, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și de altfel, ea trebuie să fie sarcina fiecărui creștin. Duceți-vă, Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor: să nu luați cu voi nici pungă, nici traiste, nici încălțăminte, și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra să ziceți întâi pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el, al minter, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavi care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Domnul Isus îi avertizează, spunându-le că vor da de necazuri și pericole de tot felul. Vor fi ca niște miei în mijlocul lupilor. Ucenicii trebuia să călătorească fără bagaj și să nu piardă timpul cu discuții inutile. Datoria lor era să se poarte ca niște oameni cu o misiune importantă și urgentă, oameni mânați de un singur scop, acela de a pregăti inimile oamenilor pentru venirea lui Hristos. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți, Scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră, care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi pogorât până în locuința morților. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Domnul nostru vorbește despre gravitatea respingerii trimișilor săi. Cine îi respingea pe ei, îl respingea pe el. Cei șaptezeci s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracine sunt supuși în numele tău! Isus le-a zis: Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii, și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Pentru a completa istoria celor 70 de ucenici, Luca prezintă și întoarcerea lor, bilanțul. Ei s-au întors plin de entuziasm. Este aceeași experiență prin care trecem și noi când împărtășim altora cuvântului Dumnezeu și cineva vine la Hristos. Cât de minunat ne simțim atunci. Este bine să ne amintim mereu cuvintele Domnului Isus. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci mai degrabă bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dacă lucrarea noastră se bucură de succes, aceasta se datorează numai lui. Este meritul nostru. În ceasul acela, Isus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamnă al cerului și al pământului, Laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, tată, fiindcă așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu, și nimeni nu știe cine este fiul, afară de tatăl, nici cine este tatăl, afară de fiul și acela căruia vrea fiul să-l descopere. Apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus deoparte: Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce au zis voi și n-au auzit. Am ajuns acum la un lucru în care Luca este specialist. Specialitatea lui Luca sunt pildele, în timp ce specialitatea lui Marco constituie minunile. Doctorul Luca înregistrează câteva pilde care se numără printre părțile cele mai cunoscute din scriptură. Pilda bunului samaritan este probabil cea mai cunoscută. Unii critici literari consideră că această pildă este o poveste cu totul deosebită. Pilda bunului samaritean a fost dată ca răspuns la o întrebare care se referea la viața veșnică. Nu a fost o întrebare sinceră, dar a fost o întrebare bună, cu o țintă bună. Domnul avea o metodă foarte bună în a aborda întrebările. El răspundea de obicei la o întrebare prin altă întrebare. Această metodă este cunoscută sub denumirea de metoda socratică, pentru că a fost folosită de Socrate. Răspunde la o întrebare cu o altă întrebare. În felul acesta, îl lași pe om să-și răspundă singur la întrebări. Este o motivare a gândirii, și orice răspuns găsit prin această motivare personală, prin această investigație personală, este mult mai bun decât unul descoperit prin informație. Învățătorul legii încearcă să-l pună pe Domnul Isus în boxa martorilor. Dar Isus întoarce situația și îl pune pe Învățător în boxa martorilor. Nu este o situație singulară. Am întâlnit nenumărați oameni care nu vor să recunoască greșelile lor sau păcatele lor, dar sunt grabnici în a-l acuza pe Dumnezeu de diverse lucruri. Vedeți, dragii mei, cred că este foarte bine ca întotdeauna să privim la noi înșine. Atunci când privim la Dumnezeu, să privim și la noi înșine și să vedem în ce raport ne aflăm cu El. Nu cumva ne grăbim să-l acuzăm pe El de eșecul din viața noastră? Nu cumva ne grăbim să-l acuzăm pe El de păcatul din viața noastră? Învățătorul acesta al legii, care îl investiga pe Domnul Isus Hristos, nu este departe de acest lucru. El este gata să-și ridice o statuie, dar este mâhnit în cele din urmă pentru că nu găsește răspunsul pe care îl voia. Dragii mei, se prea poate că acest cuvânt al lui Dumnezeu să nu sună așa cum ne-am dori, dar nu aceasta este ceea ce trebuie să urmărim. Noi nu trebuie să căutăm în cuvântul lui Dumnezeu numai ceea ce convine urechilor noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este pregătit și să mustre, și să îndrepte în viața noastră, și să dea încurajare, și să aducă lumină, pentru a fi siguri de calea pe care mergem, iar calea pe care mergem să fie una bună, care să ducă la izbăvire. Noi trebuie să urmărim voia lui Dumnezeu și fie ca acest cuvânt al său să-și găsească un loc potrivit în inimile noastre. Data viitoare vom vedea mesajul complet al Domnului Isus Hristos și care este lecția acestei minunate pilde despre Samariteanul cel bun. Fie ca dragoste Domnului Isus Hristos să genereze în inima noastră atâta compasiune și dragoste cât a dat dovadă și acest samaritean, care a trecut dincolo de bariere culturale, religioase și s-a apropiat de inima unui om. Pentru că acesta este modul în care și Dumnezeu lucrează cu noi, fie ca El să atingă inima noastră. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transold Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.